Bă, m-au căzut toți, mă, frate. Nu vi se pare că semăn puțin cu cineva? Da, băie și fete, astăzi mă voi juca Minecraft, dar după cum vedeți, sunt făcut din fier și pentru că sunt făcut din fier, cred că semăn puțin cu Iron Golem ăla. Asta și explică de ce sunt așa urât. Ok, și aparent în inventar am un pumn de fier, frate. Care pumn de fier? Ce ar trebui să facă, mă? Nu știu, Mr. Piggy, ce ar trebui să facă pumn? What? I-am dat un hit și... Papa, Mr. Piggy. Ok, deci pumnul ăsta se pare că e super puternic. Se pare că e super puternic, fraților. Și cred că mai are și alte abilități. Și uite-l și pe impostorul ăsta, bă, impostorule. Ce cauți, mă, pe village-ul meu? Ăsta-i village-ul meu, mă, nu știai? Eu sunt Iron Golem-ul aici, așa că dai drumul. L-a aruncat în aer. Oh my god, cred că seamănă destul de mult pumnul meu cu pumnul lui, așa că hai să vedem care are pumnul mai tare. Ia mă de aici, fraiere. Haide mă, urâtule, s-o dăm ca de la Iron Golem la Iron Golem. Ia mă, oh my god, mi-a prins și el un hit bun, mi-a prins un hit bun. Nu prea aș mai vrea să mai iau hituri de la urâtul ăsta, așa că cred că am o idee mai bună. Bă, măcar eu sunt urât acum, dar nu sunt fraier. Ok, ok, mi-a cam dat un hit acolo. Ce zici, mă, fraiere, ce vrei, un pumn în gură? Ia de aici pumn în gură. Oh my god, și papa Iron Golem. Și fă că mi-a drăpat și 5 iron-ul râtul ăla. În mod normal, cu iron-ul ăsta mi-aș face un pickex. Dar acum, pentru că am acest pumn de fier, nu mai am nevoie, fraților, de pickex. Pentru că, efectiv, pumnul ăsta e un pickex de iron legit. Da, poți să-l folosești și ca sabie, dar poți să-l folosești și ca pickex. Adică, uitați-vă și voi cât de repede sparg căsuța asta, ești nebun. Păi acum că i-am arătat lui râtul ăla cine-i șeful în village-ul ăsta, ar trebui să fac și o rost de niște mâncare. Dar o să ziceți că, bă, deja ai mâncare în inventar. Da, dar după cum vedeți, nu mă regenerez. Asta pentru că eu trebuie să mănânc iron. Și o să ziceți că da, ai și iron în inventar. Bă, fraților, eu nu sunt canibal. Nu pot să mănânc din semenii mei. Nu, efectiv, gen, chiar nu pot să mănânc iron-ul ăsta. Deci o să trebuiască să mergem un pic la minat ca să găsim niște iron și să avem și noi ce să băgăm la maț. Cred că o să vă cam doară stomacul după clipul ăsta. Păi bun, hai întâi să luăm și noi niște fân ca să ne facem niște pâinică. Bam, facem frumos crafting table-ul. Facem și pâinicile legere anis. Și cred că cu acest iron o să-mi fac totuși un topor. De ce nu merge să fac toporul? Ok, apare nu pot să folosesc iron-ul ăsta la nimic. Hai să aruncăm iron-ul ăsta, că cred că e stricat, bă, frate. Doamne, iron stricat, ați mai povestit așa ceva? Păi hai, în cazul ăsta să găsim noi niște iron adevărat. Și cred că am și o idee unde. Ia să vedem, mă, e ceva în cave-ul ăsta sau respect? Ok, uite iron-ul aici, uite iron-ul. Bam, mamă, dar ce repede sparg piatra, băi, ești nebun. Opa, ia stai, bă, așa că vine Nicu, păienje, Nicu pe mine, băi, Nicu, păienje, Nicu. Ai uitat cu cine o dai, ești nebun? O dai cu urâtul suprem? Nu o dai. Hai să luăm repede și niște coal. Trebuie să luăm foarte mult iron de ăsta ca să avem ce băga la maț, că eu numai așa mă pot regenera, băie și fete. Bă, bă, eu te creeper ăștia, cât noroc am că nu pot să treacă pe aici. Ia, băi, dau one hit. Ouleu, stai că bubui ăsta la altul. Ce-ai făcut, mă, voiai să bubui, mă, nebunule? Bă, dar chiar sparge bine rău pumnul ăsta de iron, n-am ce să zic. Opa, și fii atent, mare revine aici. Ia să vedem, îl omorăm pe ăsta cu... Ia-i dă și lu' ăsta? Olu, pe ăsta trebuie să-i dau rapid, bam! Oh my god, bă, bă, trebuie să fac repede acum niște iron, că nu prea mai am viață. Ia să vedem, mă, s-a făcut ceva iron? Ia să vedem, mă, putem să băgăm ăsta la mat sau respect? Oh, da! Oh, da! Uite-te și tu că mănânc iron, frate! Mamă, și ce repede mă regenerează! Bro, păi mă regenerează instant, e insane chestia asta. Efectiv, dacă o să fac rost de mult iron, o să fiu invincibil. Băi, domnul Skeletonis, dă-i drumul de aici, mă. Iutul și pe ăsta. Uite un axolot. Tu o să devii prietenul meu, mă, micuțule. O să-l par cu mine peste tot pe ăsta. Ce, mă, urâtule, vrei un pumn în cap? Ia, mă, de aici, oh my god, l-am dat și în trambulină, ești nebun. Băi, vezi că e 5 lei biletul în trambulină, mă, what? Bă, că sunt în apă acolo. Ia mă de aici. Dar n-am plătit bilet degeaba. Ce mă vreți și voi? Bam, bam. Păi, dă-te mă la o parte de aici. Ok, băi și fete, și cred că am adunat destul iron. Adică am un stack și ceva și cu ce mai am prin fărnăsurile astea o să ne fie de ajuns. Dar acum trebuie să-l punem la prăjit și să așteptăm să se facă. Cred că asta o să dureze ceva. One eternity later. Bun, hai să vedem dacă s-a făcut ironul ăla sau respect. Mamă, câți mobi sunt aici. Bă, 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 dați-vă mă de aici că vă dau o trambulină, mă nebun. Nu, creeper-ul. Oh, mamă, dacă pupăia creeper-ul ăsta pe iron-ul meu. Era jale, frate. Ok, cred că s-a făcut cam tot iron-ul. Bă, pleacă, bă, de aici, nebunule.
Ok, hai să băgăm niște iron de ăsta la maț, dacă tot avem destul. Mamă, dar bă, regenerează instant. Bă, dar plecați, bă, urâților, că vă dau un trambulină. Ok, hai să plecăm repede din revine-ul ăsta până nu-mi consum tot iron-ul, că-mi dau băieții ăștia la hituri de mă nenorocesc. Uitați-vă câte săgeți am pe mine. Ok, și avem aproximativ un stack jumate de iron. Bun, e destul, mă, frate. Nicule, ce faci, mă, frate? Dă-te, mă, de aici. Și am ajuns la suprafață, dar să vedem pe unde era village-ul meu. Oh, uite-l acolo, uite-l acolo. Oh, și uite niște pumpkin aici. Hai să luăm repede pumpkin-ul ăsta pentru că mai am o abilitate, băie și fete, pe care aș vrea să vă arăt. Dar stai așa că trebuie să le facem întâi fățuca la dovleci ăștia. Ok, și-am făcut rost de 4 dovlecii din ăștia. Iar acum dacă o să pun unul pe cap, uitați-vă și voi că s-a enchantat dovleacul. Și da, cu acest dovleac, după cum vedeți, mă mișc un pic mai greu, dar am și o abilitate specială. Adică dacă mergem lângă căluții ăștia, ne uităm direct în jos și sărim. Uitați-vă și voi că i-am dat în trambulină pe toți. Ba, ba! Mamă, ce-o rezista, bă, căluții, ești de bun. Ia, hai să-i mai dă bătură. Și ideea e că o să cam dispară dovleacul ăsta de pe cap la un moment dat. Și cam papa, căluți. Pare că deja mi-a dispărut dovleacul de pe cap, dar nu-i problemă că mai avem încă 3, cu care nu știu sincer ce o să fac, dar o să vedem noi. What? Cu metre? Ce faci, bă, acolo? Repar hornul? Uite-l, bă, că are o floare în mână. Uite, floricica. Bă, mi-a dat floricica, ești de bun? What? Ah, villagerii cred că sunt iron golemul lor și de asta au flori în mână. Ia, îmi dai și tu floarea? Da, bă, mi-a dat și ăsta floare, bă, cât de tare. Și tu îmi dai, mă, floarea? Ăsta nu mi-o dă, bă, ăsta nu-mi dă floarea, bă. De ce nu dai, mă? A, uite, mă, că mi-a dat și el. Auziți, dar nu mai bine în loc de florile astea, îmi dai și mie niște emeralde, zic și eu. Hai că îmi dau emeralde, hoțomanii, dacă e. Păi bun, pentru emeralde o să trebuiască noi să facem rost de ele. Așa că o să trebuiască să facem neapărat un topor, că acum putem să facem topor, că nu mai avem iron de ăsta stricat. Uite, mă, frate, toporișca. Și acum cred că o să defrișez toată pădurea asta de aici ca să fac rost de cât mai mult lemn și să facem niște fleceri ca să facem rost de emeralde. Păi hai să nu mai pierdem timpul și să dăm drumul la treabă, nu? Ok, și se pare că a venit deja noaptea, frate, iar 2 topoare jumate mai târziu și am făcut o grămadă de lemn. Am adunat o grămadă de lemn, băieți și fete, iar acum cred că suntem pregătiți să facem rost de cât mai multe emeralde. Mamă, și câți mobi s-au adunat aici în village, bă, villagerul meu! Mama, hai să ne punem repede dovleacul pe cap să le arătăm noi cine sunt șefii aici. Sărim? Oh, 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 ok, cred că creeper-ul e șeful. Bă, de ce nu merge? Ok, i-am dat o trambulină și... Mamă, au căzut toți, mă, frate. Mamă, de ce era să mor? Ia, hai să-l dăm și pe domnul Creeper în trambulină. Ia să vedem. Suntem mai rapid decât el și fii atent că bubuie în aer. Sau nu chiar. Rip. Ia, hai, zburați, mă, de aici. Pa, pa, băi. Mamă, cât de tare au picat. Bun, hai să ne băgăm repede la somn. Ok, și e dimineață, să băgăm niște iron de ăsta la mat să ne regenerăm full. Și văd un enderman acolo. Hai să-l batem, poate ne dă și nouă o perlă, zic. Ia, hai, mă, să-i dăm un pum. I-am dat un pum. Ok, mamă, 2 hituri i-am dat, dar de ce nu m-a atacat? Ați văzut că nu m-a atacat, lol? Ok, hai să punem tot lemnul de le-am adunat în chest. Și am pregătit aici 5 fletching table-uri, așa că hai să găsim niște șomeri pe aici. Ia, hai, mă, băieți, faceți-vă și voi fleceri. Bă, nu la cazanele cu apă, faceți-vă fleceri, bă. Deci eu nu pot să cred, le-am pus fletching table-ul aici în față și uitați-vă și voi ce s-au făcut băieții mei. Oh my god. Înțelege-te cu villagerii ăștia nebuni. Așa, mă. Uite, care-i faza cu villagerul ăsta? S-a băgat job de coșar sau ce? Cred că asta a însemnat un da. Uite, mă, mă duc la el, se uită la mine și după dacă îl las, bă, e treaba lui cu coșul ăla. Ce, mă, acolo? Stai, mă, așa că vreau să aflu și eu ce e aici. Uite-l, mă, nu mai vreau. N-am vrut să fac asta. Sper că n-a văzut nimeni nimic. Hai să luăm repede toate emeraldele de pe pământ. Mamă, ce fentă mi-a făcut asta? Ce e asta? Reducere sau îți bagi joc de mine? A dat din cap cumva? Ai pus-o cu mine, urâtule. Tocmai ce am terminat trade-urile cu băietanii și am făcut rost de 2 stack-uri și 16 emeralde. Cred că e de ajuns încât să ne facem un cleric și să luăm și noi niște perle. Așa că uite că e o biserică fix acolo, deci ar trebui să aibă un brewing stand, deci putem să facem lejer un cleric. Hai să luăm repede brewing stand-ul ăsta și să vedem dacă mai e vreun șomer prin sat. Bă, ții minte că am auzit eu un villager pe undeva pe aici prin groa... ok, e un
E un nitwit. De ce ești atât de inutil? Ok, cred că am exagerat un pic cu flecerii, dar pare să nu mai fie niciun șomer în sat, așa că... Hai mai bine să căutăm un lava pool ca să mergem în Nether. Dar mai întâi să mă blindez și eu puțin. Gata, băie și fete, mi-am luat hrana de la gură ca să mă fac full armură și acum suntem... Am o dobăzuca completa. Mamă, mai am doar 47 de bucăți de iron. Ok, sper să mă descurc cu atâtea. Hai să-i dăm, să căutăm lava pool-ul. Ok, și uite că e deșert acolo. Op! Ăla e un village! Let's go, let's go! Hai că găsim șomeri acolo, sigur! Da, mă, da, iau-te-i pe șomerii mei! Opa, și ce să vezi că băieții sunt vecini și cu Tutankhamun! Ia, hai să dăm și noi o geană pe la Tutankhamun pe acasă, poate găsim și noi ceva interesant! Aoleu, ceva interesant, dar nu un creeper! Ia să vedem, mă, ce e în chesturile astea! Uite un emerald aici! Niște iron, dar cred că e iron de ăsta stricat. Ia să vă, mă, pot să-l mănânc? Nu, nu pot să-l mănânc. E degeaba. Și mai e un chest aici. O, încă o bucată de iron. O, și fii atent că ăsta e de la bun. Ia să vedem, merge pe galamaț. Da, mă, respect. A, uite, uite, încă un iron bun aici. Bun, let's go, let's go. Bă, mare, m-am ales și eu cu niște mâncare de la Tutankhamun de aici. Iar acum, hai să ne facem repede, să ne facem repede un cleric. Salut, prietene, vrei să te faci cleric? Aia zic, mă. Acum sper să dai și perle. Ia să vedem momentul adevărului și... Avem perle, bă, bine, let's go! Mamă, și când o să ne întoarcem din Nether, o să putem să luăm mai multe perle, că acum o să putem să luăm doar 12 și când o să venim din Nether, cred că o să putem să luăm și restul de perle. Mamă, cât de bine s-a nimerit satul ăsta fix aici, iar acum trebuie să găsim un lava pool neapărat. Ce zici, băi, frățioare, vrei să o dăm parte în parte? Ia-mă un pumn de aici, ăsta e un pumn adevărat, aia zic și eu. Dai-mă drumul, oh my god, oh my god. Am, o dăm cu el, o dăm cu el, ziceți, băi, că nu. O dau cu el, mă, ești nebun. Are nicio șansă, acum că am și scut, că sunt blindat bine, pai de capul meu, direct capac i-am dat și mi-a dat iron stricat. N-am eu ce să fac cu ironul ăsta. Bă, vreau să dau mâța în trambulină. Nu mai fugi, mă, mâță de mine. Hai că în trambulină am dat-o dacă e. Ok, unde eram? Lava pool, lava pool. Hai să găsim repede. Oh, ia uite și cea mai inutilă. Dar uite lava pool-ul aici. Mama, a picat la țanchiș, nebun. Bă, cred că nu e chiar atât de inutilă fântâna asta. Hai să facem repede portalul. Luăm apa, punem apa, luăm lavă, punem lavă, luăm lavă, punem lavă. What? Bă! Mamă, sper să-mi ajungă lava asta. Da, mă, da. Oh, no, nu pot să cred că sunt atât de... Oh, dar cred că mi-ajunge la fix. Ia să vedem. Mamă, bă, ești nebun la fix, nu mai e pic de lavă aici. Ok, chiar dacă am dat fail, am avut noroc. Hai să luăm repede apa înapoi. Mamă, dar nu mai am flinturi. Ok, hai să mergem repede în Nether acum. Și ia să vedem unde ne-am spawnat. Oh my god, direct lângă un guest. Ce, mă, vrei să jucăm volei? Ia, mă, de aici. Găsim și noi un fortress pe aici sau respect? Opa, uite și fortress-ul nostru. Mamă, iar imagine guest-ul ăsta împuțit. Oh my god. Mamă, nu pot să-l nimeresc. Gata, mă. Ia-l omorâm din prima pe ăsta sau respect? One shot? Da, mă, frate, e prea puternic pumnul ăsta. E tare ca fierul. Mamă, dacă le dăm one hit la blazurile astea, o să fie legit prea lejer. Ia, îi dăm din săritură. Bam, bam. Mamă, de ce le dau one hit? Ești nebun? Ia să omorâm și chemă tot cu ăsta roșu. Băi, gemurilor, plecați, mă, de aici. Mamă, 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 mi-a luat o grămadă de damage. Nașpa e că nu pot să mă regenerez, gen. Adică trebuie să mănânc neapărat iron ca să mă regenerez. Ia, hai să-i dăm și-l ăsta, bam. N-am o treabă, le dau un hit și s-au dus, s-au dus. S-au spawnat băietanii, hai să le dăm în cap. Două blaze roduri, let's go. Bam, trei blaze roduri. Bă, e legit prea lejer cu pumnul ăsta de fier. Bam, bam. Bă, s-au spawnat băieții, bam. Ia și tu, și tu. Și avem deja 5 blaze roduri. Ok, ne mai trebuie încă 3 blaze roduri și suntem good to go. Mergem la dragon să-i dăm cu pumnul de fier în cap. 6 blaze roduri. 7 blaze roduri. Bam și bam. Ok, avem 8 blaze roduri, deci putem să ne cărăm de aici. Mamă, asta chiar a durat super puțin, adică chiar a fost super lejer să fac rost de toate blaze rodurile. Bun, uite și portalul nostru, hai să mergem înapoi în Overworld. Uite un Enderman aici, ia hai mă să-i dăm cu pumnul în cablul ăsta. Bam, mi-a dropat perla, bine, bine, rău. Mamă, câți GG fermieri pe aici, bă. Efectiv sunt o grămadă de fermieri, numai fermieri pe aici, în afară de clericul ăsta, dar l-am simțit eu sequestrat aici, vino mă cu pace. Bă, vino cu acea, mă, că vreau să iau perle. Nu vrea, mă, hai că mergem doi peste el. Bă, ăsta încă nu și-a dat reset la 3 duri, ești nebun? Ok, și-a dat reset fix acum. Hai să luăm și restul de perle.
Cred că o să ne ajungă 16 și mai pot să iau o grămadă dacă vreau, da, e de ajuns, e de ajuns. Și vă vine să credeți sau nu, dar mi-au mai rămas încă 39 de emeralde, ceea ce sunt o grămadă de emeralde, frate. Ok, păi acum cred că putem să facem ocheanele. Bam, dar trebuie să-l facem neapărat și pe băiatul Marcu, frate. Păi cum să mergem noi la dragon fără Marcu? Trebuie să luăm și niște săgeți de la domnii Fletcher, dacă tot avem atâtea emeralde. Iar acum, din câte am înțeles, pot să fac și niște iron nuggeturi pe care le pot lansa ca niște gloanțe. Ia să vedem, hai să încercăm să dăm în GG-ii noștri. Ha? Da, bă, fii atent că am dat în el. Uite, mă, că-i dau cu glonțarele în cap. Bă, dar nu prea dau damage glonțanele astea, adică cred că i-am dat lui Gigel o grămadă de d-astea peste față. Hai totuși să mai facem câteva, poate o să meargă să spargem cristalele cu ele. Păi bun, în cazul ăsta, hai să dăm primul ochian și să vedem încotro e stronghold-ul. Bun, let's go, hai să mergem spre dragon. Hai să mai dăm un ochian aici, tot înainte, bun. Și s-a spart și ochianul, dar nu-i problemă că mai avem destule. Hai să mai dăm unul în swamp-ul ăsta. Bă, un sat, a luat înapoi, a luat înapoi. Mamă, iar să spart ocheanul. Mai dăm încă unul aici. Și unde s-a dus, mă? A, uite-l acolo. Ok, iar a luat-o înapoi și iar să spart ocheanul. Deci cred că pe aici ar trebui să fie, așa că hai să-i dăm în jos. Nimerim la stronghold sau respect? Hai să aflăm. Opa, ba da, frate, uite că am nimerit. Dar acum să vedem pe unde-i portalul. What? Mamă, cum e generat stronghold-ul ăsta, uitați-vă și voi. Bă, zici că e catacombă aici direct. Opa, opa, stai așa că am auzit un șobolanel. Pot să jur că am auzit un șobolanel pe aici. Bă, bă, chiar se aude șobolanelul. Cred că e sus portalul. Nu e, mă, aici trebuie să fie, aici trebuie să fie. Ia să vedem. Ulu, 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 ulu. Mamă, ce era să-mi cadă lava în cap? Mă făceam fier încins direct. Și dacă e lava aici, aici trebuie să fie și portalul, nu? Ia să vedem, da mă, da, uite portalul. Și uite și șobolănei, dă-i mă drumul de aici. Mamă, cam pârjale portalul ăsta, dar avem suficiente ocheane, așa că hai să le punem pe toate și, dragonașule, pregătește-te că vine fierul după tine. Let's go, și am ajuns la dragon. Hai să băgăm un pic de fier la maț. Bun, și hai să încercăm să-i spargem cristalele cu glonțanele noastre de fier. Ia să vedem, reușim? Mamă, hai că se duc glonțanele astea dacă e... Cred că o să apelăm la Marcu, băieți și fete. Hai mai încercăm să mai dăm câteva. Uuu, fii atent că l-am spart. Bun, mă, hai că-ți pune glonțanele. Ideea e că pot să le spar numai pe astea de jos cu ele, că se duc cam greu. Uuu, l-am spart și pe ăla. Da, mă, da, sunt bune, mă, sunt bune cât de cât glonțanele, n-am ce să zic. Ia-l nimeri și pe ăsta. Trebuie să dau un pic cu boltă cu ele. Ăla de sus, ăla de sus, nu cred că pot să ajung la el. Ia, ajung până la el. Na, n-ajung glonțanele, mă, pun la ăla. Ia să încercăm aici să dăm. Nope, bă, sau că am terminat glonțanele, așa că în cazul ăsta, hai să apărăm la băiatul Marcu. Hai direct pe cristal, aia zic, și direct la țintă, aia zic. Țintit și lovit. Ai și cu ăla de sus, aia zic, mă. Și cred că mai avem doar cristalul ăla, așa că hai să-i dăm direct, aia zic. Mai e vreun cristal? Nu, cred că mai e. A, ba da, mai e unul sus acolo. Mama, ăla e foarte sus, e cam greu să-l nimeresc. Hai să ne înălțăm un pic. What? Bă! Am nimerit cristalul? Mamă, și m-am cocoțat până aici degeaba. Păi, cazul ăsta, hai să facem un MLG. Bam! Prietene, nu cred că vrei să o dai cu mine. Adică, pe bune, pe bune, chiar nu cred că vrei să o dai cu mine. Bun, și a mai rămas decât dragonul. Iar acum, bă, aș vrea să mai fac niște glonțane de-astea, să testăm glonțanele. Chiar sunt curios cât damage dau pe dragon. Și uite-l că și coboară, așa că hai să dăm direct pe el, să vedem. Mamă, bă, îi dau damage, mă, sau respect? Hai să mai dăm în el aici. Bă, merg, mă, glonțanele astea pe el. No, nu cred că merg, băi și fete, așa că hai să-i băgăm direct un pumn în freză. Ia să vedem, cred că le ia somnul de la pumnul meu. Bă, nu-i dau chiar așa mult damage. Credeam că o să-i dau mai mult damage, sincer. Și a și zburat, așa că hai să-i dăm cu Marcu. Tot Marcu-i baza, măi, ești nebun. Ce pumn de fier, mă, cât îl ai pe Marcu pe dreapta? N-are nicio șansă, dragonul. Ok, cred că coboară iară. Bun, hai să ne băgăm, să-i mai băgăm niște pumni în freză. Direct în moacă îi dau. Mamă, și fii atent ce cooldown mic are pumnul ăsta. Bă, și-a și zbura, mă, nebunul. Nu-i problema că îi mai dăm cu Marcu. Iară coboară. What? Nici nu l-am luat bine la săgeți, că deja a coborât. Mai băgăm niște săgeți până coboară. Ce face, mă, ăsta? Bă, uite că s-a buguit. What? Hai, mai dăm câțiva pumni în meclă. Și... bam!
GG! Ok, băi și fete, și se pare că am bătut Minecraft-ul ca un urât. Păi bun, cam ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, să dați un subscribe în caz că n-ați făcut-o, iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!